Bună tuturor, bine ați venit la emisiunea noastră. În afară de faptul că sunt răcit, astăzi am să vă prezint trei noi știri care se pot încadra la categoria noutăți. În august 2018 am încercat să realizăm o colaborare pe un proiect de promovare a unei cafenele. Am încercat să avem o colaborare cu o cafenea care era proaspăt deschisă. Și a fost foarte interesant. Ulterior, în septembrie 2018, am avut acolo prima sesiune pe tema cafelei, concept și realizare Andreea Frâncu. Deci a fost, de fapt, în istoria României, prima colaborare între un vlogger de cafea împreună cu un barista. Au susținut o prezentare a cafelei, a ceea ce înseamnă prepararea corectă, pe un fel de censoring așa, adaptat oamenilor care sunt pasionați de cafea și de consumul cafelei la o cafenea. Am reușit să adunăm împreună oameni pasionați, oameni iubitori de cafea, iubitori de Black Flavor, dar și iubitori de Macos Print & Coffee Shop, pentru că aceasta este cafenea. Din păcate, de la 1 ianuarie 2020 nu va mai exista acest coffee shop. Ei aveau cafea de specialitate, cafea de la Origo. Când dispare o cafenea care are, of, Doamne, nu e vorba că am avut acolo niște amintiri plăcute, e vorba pur și simplu că, în principiu, cam la dispariția oricărui actor de pe piața specialty, simt așa un mic regret. E important să existe o comunitate și e important să fim sudați. De aceea, din punctul meu de vedere, când dispare un actor de pe piață, e ceva trist. Ok. Urmăriți în continuare imaginile în premieră, nu au fost niciodată difuzate. Pe Facebook a fost difuzată o mică secvență, ceea ce făceam cu Andreea, o barista de mare excepție. Sper să revină în țară și să mai facem măcar o singură prezentare, pentru că a fost tare fain. Cafeaua și adrenalina se înțeleg bine. Nu e așa, nu era așa că te invită. Cafeaua și adrenalina se înțeleg bine. Black Flavor și Print Macos... Cafeaua și adrenalina se înțeleg bine. Black Flavor și Macos Print & Coffee Shop vă invită la aventură. Acțiune! Cafeaua și adrenalina se înțeleg bine. Black Flavor și Macos Print & Coffee Shop te invită la aventură. Și Andreea a uitat să intre. Asta e cea mai lucrată în faza mea. Nu, că vezi ce bine repetată e, dar așa ar trebui cumva. Așa, da. Deci. Zi tu, acțiune și eu, deci când zic la Macos, ridica ceașca. Hai, o să vezi. Este absolut perfect. Hai. 3, 2, 1, acțiune. Cafeaua și adrenalina se înțeleg bine. Black Flavor și Macos Print & Coffee Shop vă invită la aventură. Vino în coffee shop și poți da o tură cu motorul. Urmărește-ne concursul și prinde viteză. Vrum! Mari. Este o cafea Kenya. Este o prăjire medie. O să vedeți întotdeauna că pe light o pungă creamy. De cafea de specialitate. Ce faci? O faci poză și nu spui? Nu, am zis că e light cream medium. Nu e medium. Hai, e și mai bine. Este o procesare spălată. Spuneam puțin mai devreme că noi folosim sâmburii fructului de cafea, nu fructul, pentru că de foarte multe ori pe niște pungi de cafea de specialitate avem metodă de procesare. Asta înseamnă... Ce s-a întâmplat, Matei? Ce s-a întâmplat? Ce nu merge? Uite, te ajută tati! Ajută tati, sunt sigură că o să merg. Funcție de cum reușim să scoatem sâmburașii din interiorul fructului, reușim să găsim alt gust în ceașca de cafea. A doua noutate este că, dând așa scroll pe Facebook, am văzut un articol sponsorizat, era un link către YouTube, și mi-a atras atenția. Scrie acolo, tu jur cafe. Zic, bă, ce Dumnezeu ăsta, hai să intru. Și am intrat. Iar acum o să înregistrez de pe laptop ca să vedeți și voi despre ce este vorba. Da, aceasta este pagina de pornire, canalul de pe YouTube, acela de Tu Jur Cafe, au 82 de abonați,
videoclipuri, să vedem puțin despre ce este vorba. Deci abordează o tematică legată și de cafea, ceea ce ne-a îmbucurat. Acum 2 luni de zile. În 2 luni de zile să ai 82 de abonați este fantastic. Noi am reușit să avem 197 în 3 ani de zile. Super! Să dăm puțin pe ceea ce este aici, un pic scroll. Primul lucru care îmi sare în evidență, îmi sare în ochi, este faptul că toate aceste screenshot-uri sunt senzaționale. Au o culoare frumoasă și te îmbie să urmărești acele videouri. Sunt mult mai friendly decât ceea ce avem noi pe canalul nostru. Deci au o bilă în plus, au un plus în față de noi. 3 homemade coffee to go like a pro. Aici există o mică eroare, s-a uitat pluralul. Trebuia să 3 homemade coffees. Green jelly cafe, coffee, dacă tot scrie în engleză, scrie corect. Very classical cappuccino, văd aici, chiar o să dau, să vedem despre ce este vorba. Dacă spui clasic, nu poți să spui foarte clasic. Există adjective care sunt defective de, adică nu au grad de comparație. Nu poți zici foarte excelent sau foarte clasic, adică ori e excelent, ori e clasic, adică nu ai... Văd un mocha pot, e foarte mișto. O secundă că am sărit foarte repede. Aici am văzut cafetieră mocha. E foarte ok că cel care a făcut cafea a și precizat pentru ce este. Bănuiesc că scriind exact și precizat Columbia Supremo, deci este o cafea de origine, precizând exact tipul de instrument la care trebuie preparat, Dolce Baccio. Văd, da, era o cafenea lângă Cismigiu. Este cafea măcinată, bănuiesc, dacă scrie doar un singur instrument de preparare, pentru că nu poți să prăjești. Prăjești ori de espresso, ori de filtru. Acestea sunt cele două tipuri de prăjire. Very classical cappuccino, să-i dăm drumul. Așa, nu mă interesează aici, ia să vedem ce face. A deschis mocha potul, recipientul de bază, toarna apa fierbinte, nu văd niciun fel de cântar sau vreun termometru, nu văd nimic. Deci, din câte observ, este pentru entry level acest canal. Ok. Deci, Sfânta Linguriță este cea care măsoară. Ok. Bun, am înțeles. Hai să vedem laptele cum îl face. Ia să vedem extracția. E foarte importantă flacăra la mocha pot. Filmează de mână, sunt probleme cu sunetul, probleme cu imagine, probabil că asta e filmat de mână, de asta e tremură, nu are stabilizator de imagine la obiectiv. Cred că filmează cu mirrorless, ca să fiu sincer. Ok, nu e nicio problemă asta. Ia să vedem acum cum arată laptele și cum îl încălzește. Napolact. Prefer Monor, dacă ar fi să zic așa, dar e ok și Napolactul. Zuzu, Napolact, Monor sunt ok. Opa, nu l-am încălzit. Știu că există și această tehnică. Trebuie un pic mai rar făcută aerarea mecanică pentru că o să iasă spumă, nu o să iasă cremă și nu o să poată să deseneze nimic în cappuccino, nici măcar o inimioară sau frunzuriță sau whatever. Bine, cappuccino nu este specific pentru latte art, flat white-ul este pentru latte art, dar lăsând la o parte aceste detalii, ok, avem și noi o cană de asta, e foarte dificil să faci un desen în ea. Dacă torni cu French press-ul nu vei avea nicio șansă să faci un desen, chiar nimic. Da, la cum toarnă nu-i barista. Da, este tehnica de Starbucks, Gloria Jeans. E ok, o să iasă spumă, probabil că o să pună și ceva deasupra, scorțișoară sau pudră de cacao. N-are follow focus, nici noi nu avem, de asta nu folosim această tehnică. Da, a pus niște scorțișoare sau ceva. Ok, m-am lămurit. Bun, din ceea ce văd eu, este un canal pentru entry level. Este interesant că scrie în engleză, deci se adresează unei părți foarte mari de utilizatori de YouTube. Văd aici o domnișoară foarte atractivă într-un neglijeu atrăgător. Superb neglijeu, sexy, frumos. I-am spus și eu lui Anemarie, bă fată, hai să facem așa ceva, hai să te îmbraci un pic mai lejer, mai așa. Doina precis avea potențial, să nu-mi dai dislike la acest episod, Doina. Scuze, am zis adevărul, adică totdeauna spun adevărul, cu orice risc. Da, e păcat că folosește cafea gata măcinată.
Văd un portafiltru acolo. Ia să vedem dacă este o rețetă. Nu există. Cineva îl întreabă dacă e gagia. Cineva din Italia. E una gagia. Si, spune. Da, aranjează acum, nivelează în portafiltru. Ăla nu mi se pare a fi tamper. Mi se pare a fi ceva cilindric. Da, nu e tamper. Păcat. Ok, bun, imaginea e foarte clară, e frumos cum este realizat montajul, sunetul, mă rog, trebuie puțin egalizat acolo pe video, se poate face acest lucru. Ok, bun, ceea ce mă interesează pe mine este acel moment în care face așa. Ia să vedem. Cold brew, we made it last night. Ok, ok. Mi se pare foarte închis la culoare pentru o singură noapte. Rația de obicei 1 la 9 sau 1 la 11, depinde cum preferați, dar e prea închis la culoare. Nu se folosește cântar, se folosește sfântul ochiometru. Ok. Bun, acum am să merg la canal de bază, ok, pagina de pornire, three homemade coffee to go like a pro, să vedem ce este aici. Tokyo Tonic Brew, este foarte frumoasă editarea, e imaginea superbă, respectă regula celor trei, îmi place acest lucru, este ok. Din păcate, iarăși nu vedem niciun fel de, dar chiar nimic, chiar deloc, o rețetă, ceva. E trist pentru că are teoretic aici loc în partea dreapta a ecranului, poți să spui mililitri, gramajul, ce tip de cafea. Precis, datorită varietăților de cafea, nu ai cum să ai compatibilitate pe toate tipurile. Unele sunt fructate, altele sunt ciocolatiate, sunt pământii, unele sunt acide, altele sunt dulcege. Că depinde tot de procesare. Dacă a fost procesare naturală, este un pic mai dulce. Dacă a fost procesare washed, îi dă puțină aciditate. În fine, nu contează aceste detalii. Dacă te adresezi unui public care habar n-are ce ia cafeaua, este foarte ok. Cold brew. Iarăși nu zice nimica, nimic, dar nimica nu spune. Deci, mă rog. Ok, e cold brew, am înțeles. Ia să vedem ce face aici. În continuare, ce se mai întâmplă. Care este mișcarea? Opa, văd un ibric. Ia să vedem cum face ibricul. Bun. Nu sunt foarte fan Mixology, bă, dar e interesant să faci un cocktail sau să faci o chestie de asta mai interesantă. Un Coffee Good Spirits. Opa, pune iarăși cu ringurița. Plita aceasta mi-a adus aminte de studenție. De ce nivelează și de ce nu omogenizează? Da. Ok. Doamne, dar ce face? Și aici, crema aceasta nu e omogenă, nu așa trebuie să arate. Nu toată granulația s-a extras în mod uniform, adică a dat-o de două ori în foc. A ars cafeaua. Ok. Bun, m-am lămurit. Ca să concluzionăm, Tujurs Cafe este un vlog pentru entry level. Au 82 de abonați. Ia să vedem ce zic despre ei, ca să vedem un pic. Channel for special time stories, nu trebuie punct între time și stories. Coffee and chic cuisine. Asta este foarte interesant. Thanks patrons. Au pe Patreon. Da. Vorbeam cu Anne-Marie să ne listăm pe Patreon și pe Vimeo, să avem niște conturi acolo, pentru, mă rog, poate avem o expunere mai ok decât în YouTube. Da, prognoza mea este următoarea. În 3-4 luni de zile, dacă vor continua așa, să aibă câte două postări pe săptămână, ne vor depăși, pentru că noi ne adresăm unui public mai restrâns, cel vorbitor de limba română, ei se adresează unui public larg, vorbitor de limba engleză. Doi la mână.
Ei se adesează unei mase foarte largi și este vorba de acea populație care nu folosește o unitate de măsură, nu este foarte riguroasă în prepararea cafelei pentru acasă. Prin urmare, noi ne adresăm celor care sunt mai tehnici, care vor să replice exact ca în coffee shop o cafea sau să obțină la cele mai înalte standarde pentru acasă. Pentru asta neapărat ai nevoie de un cântar, îți trebuie un recipient cu gradații, îți trebuie un termometru și neapărat o râșniță, pentru că râșnița te ajută, măcinând doar cât prepari, să obții o cafea excepțională. Cam acesta este totul ce pot spune despre Tujur Cafe. În 3-4 luni de zile cred că ne vor depăși ca număr de abonați și ca vizionări. Văd că au 868 de vizualizări. Noi avem undeva peste 13.000. Bine, am și șters câteva... am trecut în privat câteva interviuri, destul de multe, cu anumite persoane pe care le-am cunoscut și am avut plăcerea să stăm de vorbă cu ele. Ce să vă spun? Este de perspectivă. Eu cred că dacă vor corecta anumite erori, vor reuși să ajungă foarte, 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 foarte departe. Au un start fantastic și îi apreciez foarte mult. Deci trebuie să rețineți, eu nu am făcut acum o critică, am făcut pur și simplu o analiză la rece, la prima vedere. În momentul în care am văzut că cei de la Hellor nu mai dau niciun fel de semn de viață, am zis, bă, hai să intru pe site-ul lor. Și am văzut că lansează o nouă râșniță, ceea ce este foarte, foarte, foarte tare. O să începem acum să înregistrăm. Așa. Bun, deci ne aflăm acum pe site-ul celor de la Hellor, option-o.com, te redirecționează dacă intri pe site-ul vechi. Iar Langham P64 Flatbird Grinder de $600 costă, este noua lor, noul lor produs. Iar aici sunt câteva chestii foarte interesante. Deci este o râșniță electrică. Din câte văd eu, arată așa ca un microscop, foarte mișto. Sunt foarte multe indicații. The total price of Langham P64 will be $1,475 for standard burrs and $1,585 for SSP Red Speed burrs. Price shown in US dollars. Foarte mișto. The current available pre-order is mid-February 2020 delivery. Foarte tare. Ok. Bun. Acum ce pot să zic? Ia să vedem așa. Să vedem și niște indicații. Da. Este o râșniță not too much, not too little, just right amount. Foarte tare. Deci, în primul și în primul rând, ceea ce îmi place la cei de la Hellor, sunt din Australia, este că este extrem de minimalist și simplist. Îți oferă exact informații de care ai nevoie. A flat burr single dosing coffee grinder, foarte tare, zero retention, deci încep foarte clar. În partea din stânga sunt datele importante. High precision grinding mechanism CNC machine from a single piece of metal with IT6 grade tolerance. Fantastic. Deci se pare că va fi foarte precisă, bănuiesc că este pentru espresso, ca să zic așa, proiectată. Aici vedem cele două tipuri de cuțite, stainless steel și acele SSP Red Speed Burrs Coated. Așa, văd că striațiile sunt diferite. Ok, ia să vedem. Rated capacity, 250 de kg au acestea, cu 5000 au. Super tare. Deci și pentru brew și pentru espresso văd că le arată, că sunt direcționate, foarte tare. Să vedem technical specifications. Flat burr 65 mm, deci sunt de 64 mm. Stepless, ajustare stepless, ok. French press to Turkish, deci nu e pentru cold brew. Deci e foarte tare că aproape toată gama o acoperă. Și zice așa, each dot moves 0.01 mm. Foarte precisă este, foarte precisă este, adică 10 microni. Mamă, 7,8 kg are această râșniță, 21-13-35 cm, foarte ok. Deci este și pentru 220 de volți, foarte fine. One year limited warranty against manufacturing defects, foarte tare. First pre-order batch is sold out.
Așadar, dragii noștri, aceasta a fost informația pe care v-am oferit-o astăzi. Din păcate, dispare un coffee shop, a apărut un nou vlog și avem o nouă râșniță care tinde să egaleze și chiar să depășească performanțele râșnițelor pe care le cunoaștem electrice pentru home usage, bănesc. Sunt foarte curios dacă va apărea pe YouTube un tutorial despre această râșniță, a celor de la Helor, o râșniță electrică. Este bine că își păstrează în continuare producția și manufacturează în continuare acele Helor 101, care sunt niște râșnițe manuale foarte, foarte faine. Sunt de înaltă performanță pe segmentul premium, cum l-am denumit eu data trecută, în episodul referitor la râșnițe. Acestea au fost noutățile, episodul din această lună cu noutăți și până data viitoare nu uitați de share, like, follow, subscribe și vă rugăm dacă v-a plăcut să ne apreciați cu un like, iar dacă nu v-a plăcut să ne spuneți de ce în comentarii. Nu o luăm personal și trebuie să înțelegeți că nu a fost o critică acest episod, a fost pur și simplu o ca să zic așa, editare sumară a celor mai importante evenimente care se întâmplă la momentul actual. Până data viitoare, nu uitați, faceți cafea bună! Pa, pa!